De ani de zile, asistenților sociali li se promit salarii mai mari, însă, cu toate memoriile și cererile făcute către guvern, sumele primite în ziua de salariu au rămas aceleași. Salariul pe care îl primește un asistent maternal este de 600 de lei și poate ajunge până la 800 de lei în funcție de vechime, însă această sumă este mult prea mică raportat la responsabilitățile pe care le au. Din acest motiv, tot mai mulți se hotărăsc să renunțe, astfel din 150 de asistenți maternali la nivel de salariu au mai rămas doar 9. Având în vedere responsabilitatea pe care o are un asistent maternal, nu prea se mai hamă la asemenea. Este responsabilitatea să iubești niște copii care nu sunt ai tăi. Dar asta nu e numai la asistentul maternal. Deci salarizarea proastă l-a spus pe tot sistemul, numai asistentul maternal. Deci tot sistemul are cea mai slabă salarizare. Ținta directorilor DGASPC din toată țara este să obțină un salariu cât de cât decent pentru asistenții sociali. Apogeul crizei în rândul asistenților maternale a fost atins în momentul în care s-au tăiat salariile cu 25%. Principalul este să fie cât de cât un salariu decent, fiindcă mai ales când mi-a scăzut cu 25%, ajunsesem să fie angajații proprii aproape asistat, că vă dați seama că aveau salarii de mizerie. Și un salariu cât de cât, având în vedere responsabilitatea atât la cei care îngrijesc copii cât și cei care îngrijesc adulți, este foarte mare. Că nu lucrează nici cu o mobilă care mută dintr-un loc în altul, nici cu un alt, dar lucrează cu oameni. Cu oameni cu probleme, cu oameni cu probleme de sănătate, psihice, de toate felurile. Sociale și câte și mai câte. Directorul DGASPC Sălaj consideră că majorarea salariilor pentru asistenții sociali este perfect justificată, ținând cont de dificultățile și sacrificiile pe care le presupune o astfel de meserie practicată 24 de ore din 24, fără zile libere sau sărbători legale.